Aș întreba, Florin, că tot vorbeam de Mazilu, acum că suntem oarecum pe final, crezi că îl va ține Brighton? Are greu de crezut în momentul ăsta. Chiar are mai mici șanse să joace cât ar avea Drăgușin dacă se transferă. Asta e clar. E clar. Diferență mare. Da. El, Mazilu, încă nu poate să joace la EU. Echipa a doua, care e Under 23, e un campionat destul de puternic, în care au dreptul să joace și trei jucători de peste vârsta de 23 și echipele trimit jucători de la prima echipă, mai ales cei reveniți după accidentări sau, mă rog, care nu joacă. Deci e un nivel relativ bun și poate să fie o perioadă bună pentru el de acomodare acolo. Pentru că e, ca și idee, ca și cultură, e cumva același fotbal. Și în Premier League 2, cred că se numește competiția. Da. Și are, e încă la o vârstă foarte bună. Asta e adevărul. Sper să revin așa în forma în care forma aia la care, sau pe care ne-a obișnuit pe noi. Forma când... pentru care Brighton a dat banii. Exact, despre exact, exact. Că în ultimul timp n-a mai fost la fel, dar într-adevăr, na, știi cum e. Nu e, e și un copil de cât are? 17 ani? Nu, 19. E 2004. 2004 e? 2004 sau 2005, nu? Cred da. Că e mai mic un pic. N-are 19. Așa nu, nu are 19, sigur are 19 ani. Da, e o... Sigur, se inevitabil te gândești la accidentă. E nivelul foarte înalt. 18 ani. Da. 2005? 18 ani, 2005, septembrie 2005, da, 2005. Da. 18 ani împliniți acum, acum 3 luni. Farul cu Rapid azi? Farul cu Rapid, da, sunt ambele echipe în situație dificilă. Parcă ceva mai mult la Rapid, dar zice, pentru că na, așteptările sunt mai mari și lumea nu are foarte multă răbdare. Deja e o perioadă fără victorii și știu, dar la cum i-am simțit, apasă. La cum i-am simțit eu și pe Dan Șucu prin mesajele care a dat și pe Victor Angelescu, Bergoni nu va pleca de la Rapid, indiferent ce se întâmplă în seara asta. Da, cu toate că dacă ar pierde, cred că... Deși l-am simțit foarte tensionat. Nu știu dacă ați văzut conferința de presă ieri, foarte, foarte tensionat. Mai tensionat ca niciodată. Nu l-am văzut atât de agitat pe Bergoni și îl cunosc, vorbind, nu sunt un antrenor prost, nu sunt nu știu ce. Deci ca și cum încerca el să explice de ce atâta se vorbește de ok, o criză. Criza a fost și atunci când am vorbit, până la meciul cu Faro. La meciul cu Faro s-a terminat criza Rapidului în Turc. Da. Exact 3-1 sau cred că 3-1 a fost partida aceea imediat când a venit Borza. Dar acum sunt niște probleme și niște de... niște cuvinte de la Gică Hagi care Gică nu le-a spus... Hagi nu vorbește nu despre oricine cum a vorbit de Bergoni. La murdar antrenori. Și l-a spus din suflet, pentru că nu cred că i-a dat cald de lui Bergoni înainte de meciul direct să îl adoarmă puțin, pentru că nu e cazul. Da. Deci nu cred. Sunt aproape sigur că nu se va întâmpla nimic cu Bergoni, indiferent de rezultatul de diseară. Bineînțeles, să nu fie vreo... Catastrofă. Un dezastru. Vreo catastrofă, un dezastru fotbalistic. Atunci nu sunt deloc fericite sărbătorile pentru cei de la Rapid. Nu.